Curtea Supremă anulează decizia împotriva brutarilor creștini pedepsiți pentru că nu au făcut tort de nuntă pentru lesbiene. Curtea Supremă a Statelor Unite a anulat din nou o decizie a instanței inferioare împotriva unui cuplu creștin din Oregon care a fost pedepsit pentru că nu a făcut un tort pentru o nuntă între persoane de același sex. Într-o listă de ordine publicată vineri, Curtea Supremă a anulat decizia împotriva lui Aaron și Melissa Klein în litigiul lor în curs cu biroul muncii din Oregon. În alta instanță a trimis cazul înapoi la Curtea de Apel din Oregon pentru a fi examinat în continuare în lumina deciziei de vineri eliberată vineri dimineață. În acel caz, Curtea Supremă a hotărât 6 la 3 că Colorado nu poate să oblige pe Lori Smith de la 303 Creative, să creeze site-ul web care sărbătoresc sătorile între persoanele de același sex ceea ce ea s-a opus să facă din motive religioase. Judecătorul Nell a fost autorul opiniei instanței că oportunitatea de a gândi pentru noi înșine și de a ne exprima liber aceste gânduri este printre libertățile noastre cele mai prețuite și o parte din ceea ce menține Republica noastră puternică. Vice Liberty Institute, care reprezintă familia Klein a lansat o declarație prin e-mail în care a sărbătorit anularea hotărârii anterioare împotriva cuplului creștin. Este o victorie atunci când Curtea Supremă anulează o decizie greșită a instanței inferioare, așa cum a făcut-o astăzi pentru Aaron și Melissa, dar cazul nu s-a încheiat. Soții Klein au luptat pentru primul amendament de mai bine de un deceniu și îi vom sprijini indiferent cât va dura pentru a obține victoria pe care o merită. În 2013, familia Klein, care deține Street Cakes by Melissa, a refuzat să facă un tort de nuntă pentru un cuplu de lesbiene, invocând credința lor religioasă că căsătoria este între un bărbat și o femeie. Ca răspuns, cuplul de același sex a depus o plângere la biroul muncii și industriilor din Oregon, în care entitatea guvernamentală a concluzionat că familia Klein a încălcat legea. Din cauza hotărârii, împotriva lor, familia Klein a fost amendată cu 135.000 de dolari în daune și a fost forțat să închidă brutăria. Cupul creștin a contestat decizia în 2016, Curtea de Apel din Oregon menținând ordinul într-o hotărâre din 2018. Acest lucru i-a determinat să facă primul recurs la Curtea Supremă în 2018. În ianuarie 2019, Curtea Supremă a anulat hotărârea din 2018 împotriva familiei Clains și a trimis cazul înapoi la Curtea de Apel de stat în lumina deciziei proaspete emise. În ianuarie anul trecut. Un complet de trei judecători ai Curții de Apel a statului Oregon a susținut că familia Klein a discriminat ilegal cuplul de lesbiene în 2013. Cu toate acestea, completul Curții de Apel a decis de asemenea să anuleze ordinul prin care cuplul a cerut să plătească despăgubiri în valoare de 135.000 de dolari și a retrimis cauza pentru continuarea procedurilor. În septembrie anul trecut, First Liberty a depus din nou un recurs la Curtea Supremă, cerând judecătorilor să revizuiască o altă decizie împotriva familiei Klein dată de Curtea de Apel din Oregon. Consilierul principal al First Liberty, Stephanie Taub, a declarat într-o declarație anul trecut că credea că familia Clay nu a primit niciodată un proces echitabil în fața unui tribunal imparțial în timpul litigiului. Sperăm că curtea va audia cazul familiei Klein și va clarifica că toți americanii au dreptul constituțional la un proces echitabil, libertatea de exprimare și libertatea religioasă, a declarat Tob la cea vreme. După aproape un deceniu, a venit timpul ca Curtea Supremă să pună capăt ostilității din Oregon față de Aaron și Melissa. Relatează christiantoday.com Distribuie și abonează-te pe canalul nostru de YouTube Focus Creștin.